Bine ați venit la o nouă zi, adică continuăm vlogul de data trecută, nu e de ieri, e de câteva zile. Acum am venit până în grădină să tăiem niște crenguțe de la copaci și apoi trebuie să mă duc să pun parchetul sau să zugrăvesc. Nu m-am hotărât încă ce să fac. Trebuie să tai astea de aici de jos? Cât de jos trebuie tăiat? Lipiți de trunchi. Cât văd că sunt ierburile astea aici. Uau, ce am tăiat! Așa? Avem gutui, să facem mâncare de gutui. Avem ceva. Facem 3 mâncăruri. De 5 la fiecare mâncare. Deci facem ceva. Părul ăsta e cam bătrân. Deci nu trebuie să tai că se rup. Cu totul. Dar mi-e milă de el. Să-l rup așa. Nici nu-l atingi bine. Așa uscat e. Cam bătrân sărac. Dar a făcut pere. Nu a făcut? Uite, are pare. Mi-e milă să tot rup din el așa. El asta este sănătos? Sănătos. Aici când ies și când te apucă tăiatul, nu te oprești la o crenguță. Ia uite ce am făcut, am tăiat buruiana asta. Mamei mele nu-i plac, eu i-am zis, lasă-le să crească, să ai gard natural. O să vedem când o să-i vină rândul gardului. Voiam să vă întreb, ce plantă e asta? Care are fructele acestea mici, seamănă cu afine. Știți cumva ce e? Ia uitați, e copăcel. Am tăiat 2 crengi, cea de acolo o las, copăcelul, să văd, să aflu ce e. Știe cineva ce e această plantă? Spuneți-mi și mie. Gata cu grădinăritul, mă duc la parchet sau la zugrăvit, nu știu. Am teancuri de frunze prin toată grădina, trebuie să mă duc să le adun, dar le las să se mai usuce. Acum mergem în casă, la treabă acolo și aici am, ia uitați, teancul acela în spate la fântână de lemne care trebuie rupte, dar în altă zi. Deși acum e super cald și bine, bate vântul, chiar e frumos afară. M-am apucat să pun folia pe jos. Am mai dat aici o mână de jur împrejur. Sper să nu se mai vadă diferență, că se vedea un pic jos, nu mai dau o mână pentru că trebuie pus pervazul și atunci o să corectez. Cum a ieșit, a ieșit, nu mai stau să-l bibinesc. Asta e, oricum aici vine perdeaua. Acum trebuie să pun folia. Aici am început să dau cu glet, dar mai trebuie să dau o mână, două, nu știu. Așa că nu mai aștept. Dacă vă gândiți să puneți parchet și vă e frică și sunteți femeie, e super ușor. Adică pui folia, aranjezi parchetul, îl bagi în click, îl tai și gata. Nu știu, nu e așa greu. Aici, vedeți, mai văd așa puțin urme, dar va veni și mobilă și cu timpul cred că se și va atinge, deci nu vreau să mai fiu paranoia. Îl las așa. Acum vreau să lipesc folia și să încep să aranjez parchetul, pentru că, așa cum v-am zis și în vlogurile trecute, trebuie să îi caut modelul și acum mă tot gândesc ce să fac pe peretele ăla. Vreau să-l colorez. Aici va fi un perete cu televizor, dar cred că vor fi tablouri. Sufrageria va trebui împărțită în 3, pentru că e mult prea mare, până în partea aia la bucătărie și nu putem pune parchetul dintr-un capăt în altul. Dar mai avem până ajungem aici. O să urmeze camera copiilor și camera din spate. Bineînțeles că s-a făcut seară când m-am apucat, că am avut altă treabă. Ați văzut, am fost și în grădină. Și cu instrumentele astea lipim aici folia. Și acum fac puzzle cu parchetul. Haideți să vă arăt. Ia uitați, am găsit placa aceasta să se potrivească perfect. Acum trebuie să caut în partea asta. Nu vă uitați la șosetele mele că sunt mutare. Trebuie să găsim una care se continuă acolo sus. Aici am unit eu niște plăci. Oare rândul ăsta merge acolo? Nu prea. Punem la loc. Când ai găsi unul să se potrivească, îl fac și pe ăsta, dar acum trebuie să continui pe ăla, deci mă duc să caut. Și așa fac cu fiecare rând și cu fiecare placă. Unde era aici? Nici ăsta, trebuie unul care... Deci într-un fel ar merge, dar nu prea. Dacă nu era de model, erau gata până acum. Hai că am găsit. Se face lumina asta, ba albastră, ba galben. Inițial o alesesem pe asta, dar nu merge. Merge asta foarte bine și am găsit și următoarea. Să vedem ce facem. Asta o punem aici. Deocamdată. Asta
O ducem aici. Va fi tăiată din ea și i-am găsit și următoarea. Se continuă modelul, acum trebuie să caut acolo. Și așa mă joc eu de-a puzzle-ul cu parchetul. Haideți să vă arăt un model care nu se potrivește, dar se potrivește. Aici ar fi trebuit să găsesc una care se duce așa cu gri și n-am găsit. Dar am găsit această spirală, nu știu dacă se vede, și practic vine așa și așa, e ca un model. Nu arată rău, nu prea mă deranjează, merge. Acum n-am cum să le potrivesc chiar pe toate, dar cât de cât, eu zic că merge. Am revenit din oraș să vă arăt câteva chestii pe care le-am luat. Mi-am luat acest knee pad pe care să stau cu genunchiul, e moale, dar e super drăguț, de la Pepco, era la reducere. Fusese 32 de lei și acum e 13 lei, deci dacă vă interesează. Era pus la secțiunea de grădină, dar cum tot stau în genunchi și lucrez, am zis că e practic. Poate pot să-l folosesc și când fac sport, să nu mă doară genunchii, nu știu. Dar e drăguț. Haideți să vă arăt un pic aici ce am de făcut. După aia ce am cumpărat. Tot iau cutii când mă duc pe la magazine. Dacă găsesc cutii din acestea mici, tot timpul adun. Pentru că atunci când voi avea de cu pachete, poate mai dau ceva pe vinte, nu știu, să le am. Nu că n-aș avea, că am tot adunat. Stai să vedeți, știți ce am făcut ieri? Pentru cine mă urmărește, le pun aici. Nu se vede. Am vrut să urc casa LOL sus în pod, adică aceasta, e aici în baie provizoriu. Și mi s-a rupt nerul. Și mi-a căzut de sus, de pe scară, a căzut așa, pleosc. Măcar n-a căzut într-o parte așa și după aia să se rotească, să se învârtă, să cadă, să nu știu ce, a căzut plăcintă și sper să nu se fi rupt. Nu știu, o să văd când o voi monta. Deocamdată le arunc așa și după aia urc și le pun acolo, teanc unde am eu tot felul de cutii. Să pun parchetul. L-am aranjat aseară, deci mă plictisisem cât am stat să caut și să unesc, uitați, pe aici. Am făcut și eu cât am putut. Unde nu s-a putut, asta e. De exemplu, aici vine modelul așa și nu l-am găsit pe cel gri, dar să zicem că se conturează într-un fel. Asta e, e complicat. Și aici adung asta. Pentru că acolo e lăsat spațiu din cauza cornului, cred că o să trebuiască să mai caut vreo două rânduri, dar întâi să-l pun. Nu știu ce să fac, pentru că urmează să vină cu căldura și după aia trebuie să-mi găurească parchetul. Așa că o să văd dacă pun parchetul sau las așa până trage căldura, nu știu. Ideea e că trebuie să fac ceva astăzi, că în ritmul ăsta nu mai terminăm și practic luna aceasta ar trebui să fie totul gata, adică tot parchetul pus. Iar un hol aici, de exemplu, e dezastru, nu mai ia, uitați. E șantier. Haideți să vă arăt ce am luat. Uitați niște biscuiți din Lidl, super, super buni. Aceștia cu aromă de scorțișoară. Sunt super buni. Am zis de două ori că sunt super buni. Hai, poți să vii, poți să pășești. Nu e sketch. Mai că mi-a umblă ca pe ace. Îți plac biscuiții ăștia? E, da. Ia zi, n-am apucat. Data trecută am luat un pachet și vine maică-mea că vrea să mănânce și ea și mai rămăseseră 3 biscuiți. Nici n-ai apucat să mănânci. Mi-am luat un supliment, lecitină de soia din Lidl, era la 14 lei și mie îmi place să mai iau așa suplimente. Ce-am mai luat? Hai, vino să vedem decorațiunile. Pâine din asta v-am arătat, cred că, din Selgros, pentru că nu mănânc prea multă pâine și se strică, nici maică-mea nu mănâncă, nici taică-mea nu mănâncă și luăm o pâine și mai băgăm în congelator, dacă când îți trebuie nu stai să o decongelezi și așa mai departe. Vino să-mi arăți ce ai mai luat. Ciupercile, unde-i ciuperca? Le-am pus aici pe masă și le-a luat repede. Unde-i ciuperca? Acolo. Păi întâi le arătăm, după aia le punem. Astea le-ați văzut, asta e din Pepco și asta e de la Sinsei. Cred că vi l-am mai arătat. Și asta am luat-o astăzi, de la Pepco, cu 10 lei. E drăguț. Cealaltă o aveai, de unde o ai pe asta? Avem multe ciuperci, o să facem decor de toamnă. Cred că de la Cluj. A, de la Cluj, aici e cana, de la Pepco. Lingura asta pe care am luat-o din Sinsei, că am zis că trebuie ceva aici, în suportul ăsta. Am luat suportul și acum trebuie să luăm și linguri, nu? Hai că arată bine. E drăguț, dar ai tot pui brioșa asta, nu se asortează.
Am pus și un poll pe Instagram, dar nu știu încă ce s-a votat. Suport de șervețele cu dovleac sau suport de șervețele cu ciupercuță. Care vă place? Noi nu am putut să ne hotărâm și le-am luat pe amândouă. Probabil când o să fie la mine data, o să iau eu una și maică-mea una. Cred că eu o să iau dovleac. Și încă o ciupercă de unde? Din Kick? Da. Și de astea, nu? Din Teddy, ca să le punem acolo, nu? Sau nu știu, are ea multe vaze, nu contează. Stați să vă arăt ferma de ciuperci. O să vă arăt mai mult când decorăm casa, de ea uitați aici ce fermă de ciuperci avem. Otrăvitoare, toate otrăvitoare. Am mai luat o ramă. În holul de la Back to School, pe care l-am făcut pe aventurile jucăriilor, vă arătam un poster cu vitamine pe care l-am luat pentru mama mea de pe Temu. Și luasem o ramă din Teddy, dar era prea mică, nu găsim o ramă potrivită. Asta e un pic cam mare, dar n-are nimic. Am luat-o pe asta. Și eram în Teddy, am returnat rama cu 20 de lei și am returnat un tub de acrilic cu 6 lei. Și mi-a dat 26 de lei, iar rama a fost 25. Și eram, am câștigat un leu. Asta e matematică de femei, cum umblau videorile acelea pe TikTok. În loc să zici că ai cheltuit 25 de lei, zici că ai câștigat un leu. Că practic n-ai dat bani din buzunar, nu? O să montez asta, acum să vedem ce iese. Hai să montăm asta. Putem? Să vedem dacă-mi iese sau nu. L-am pus pe sticla de apă și pe sticla de pastil. Nici nu mă vedeți. Asta e un pic cam îndoită ea. Ai scos dublu? Da. Nu mă vedeți. Dăm castronul ăla care țin eu trepied. Asta e trepiedul meu la bucătărie. Dar măsurăm sau pun așa la ochi? Vrei la milimetru? Aproximativ. Cuciul ăsta chiar e prost. Nu știi cum se pun posterele? Nu, nu mai pun de mult. Eu care am pus, când eram adolescent, nu mai aveai loc să pui un ac pe perete de câte postere aveam. Deci vii, pui în colț și după aia te duci pe diagonală. I-am explicat lui Nicolas, știi? Te duci să se tragă și după aia tragi de la mijloc, te duci în colțul de sus și de la mijloc în colțul de jos, ca să-ți iasă perfect. Tehnică. Cine a pus 1000 de postere pe perete știe. Hai să vedem ce am făcut. Cum se întoarce toate astea. Ține. Să vedem dacă a ieșit bine. Perfect. Am luat rama asta bleu până la urmă de la Teddy. Avea și roz. Acum mă gândesc ce să mai iau să pun chestii în ele. Că sunt frumoase, să mai iau rame. Am văzut pe Temu multe postere colorate frumoase. Așa arată. Și acum avem toate vitaminele aici. Ia să vedem. Zi o vitamină. Vitamina C. Citrice, strawberry, căpșuni, kiwi, varză de Bruxelles. E cam strâmb el un pic. Într-o parte nu-i chiar drept. În partea asta e mai mult spațiu. Da, e foarte bine. La vitamina... A, nu mai este. Uite câtă vitamina E. Avem semințe, da. Migdale, peanut butter, avocado. Ăsta dovleac nu prea mănânc. Măsline, broccoli, uleiuri vegetale și spanac. Deci vitamina E ar trebui să am o tonă. Vitamina K, kiwi, albuș, uite, struguri, broccoli. Dar broccoli ăsta e în multe chestii. Uite, e și în... Are și potasiu, are și calciu, are și vitamina C, are și vitamina B9, are și B5 și B3, are multe. Vitamina D, de la soare. Dacă n-ai soare, ouă, pește, ciuperci, carne. Avocado, carne, cereale, potasiu, bananele, avocado. Și avocado e multe chestii. Și magneziu are avocado, ciocolată, uite. Pentru magneziu. Calciu. În tofu, în lapte, în brânză, în legume. Uite aici ce sunt carbohidrații, proteinele, grăsimile. Să o înveți, ca la școală. Dar mă stresează că e pusă strâmb. O desfac? Nu. E foarte bine. Pe creier. Uitați cât a rămas aici. Aici e un deget și aici e un milimetru. Mm. În fine, bine, țineți-o că e a ta. Dacă era mea, o desfăceam. Și acum dilema, n-ai unde să o pui acolo. Nu, singura... N-are unde să o pună, vedeți, da? Pereții sunt plini. Singura chestie este să scot memo. Așa. Și să o pun aici. Păi n-aș pune totuși în bucătărie aici cu decorațiunile, că nu-i chiar nu știu ce tablou. Aici? În locul ăsta. Păi scoate ăsta, că nu scrii nimic pe el. Poftim? Scoate-l, că nu scrii nimic pe el. Lasă-l deocamdată, lasă-l. Păi ți-l pun acum. Mai jos? La nivelul tău? Să-l vezi? Da.
la nivelul meu și atunci și văd bine. Poți să-l pui și mai jos, nu dă rău. Nu, te rog. Și pe memo acolo îți scrii ce trebuie să-ți iei. Da. Ca să nu uiți. Nu, pui o sforicică, nu mai pui cui. A, pui un cui, atâta. Pui un cui, evident că nu mai e un cui. Pe care îl pui tu. Eu îl pun, eu îl pun. Dilema pe care o are mama mea, dacă să lase frunze în tavă sau nu. Ei, trebuia să-mi arăți cum e cu frunze și fără frunze. Am ca ciupercile, nu pot să le scot. Ia. Nu știu, parcă mie îmi plac cu frunze. Spuneți și voi, cu frunze sau fără? Cu frunze, mie îmi place cu frunze, după aia e prea simplu. Umblă tiptil pe aici să nu-mi deranjeze vlogul. Voiam să vă arăt apusul, dacă se vede. Se vede? Se vede un pic. Ne vedem în următorul vlog. Pa, pa!